Salutare, dragilor, și bine v-am găsit pe canalul Ion din Bucovina. Inga, eu mă aduc acasă, am ieșit până la oraș. Mai tare am ieșit, știți, pentru și, dar am ieșit târziu. Dar tot am luat acolo niște pești, mă pregătesc pentru zilele viitoare care a să vii și a să trebuiască de mâncat pești. Nu am ieșit degeaba. Și mai tare am ieșit să mă uit pe aici, pe la noi, tot este unde se face, unde se aduce o măsuță, ceva interesant. Și m-am uitat o idee acolo de, mai în scurt îți vedea, nu vă zic, de măsuță. Am ieșit să văd, zic, ce este pe aici, când îi întrebă o măsuță în casuță ca să o pot strânge, să o pot strânge cât de mățic acolo, să o pun într-un colț, să fie uitată. Ca să nu mă încurce, să nu stea într-una întinsă în casă. Și când să o deschid, ca să fie cât de cât o leac mare. Știți cum, da? Ia ca caz n-am mai găsit nică. Ce-i legat de ce e din mersul pe jos? Cineva ne-a scris un comentariu tare fain, chiar ne-a plăcut. O să că mersul pe jos face chiciorul frumos, așa că țineți minte, îmi las pe jos, stăiați, gata, de azi mașinile trebuie la o parte, lăsați-le și îmi faceți economic, pe jos nu vă trebuie benzin. Numai că o leacă e. Eu ce să fac de-amu bătrânețele? Am urcat dealul ăsta și nu știu de-amu văd că începe a găfâie. Dar nu știu de ce. Bătrânețele, asta e precis. Ce e legat de rafturile cele pe care le-am pregătit? El încă sunt în atelier, dar eu în atelier îmi pare că am unui curent electric, că eu mai trebuie să intru pe undeva pe aici, într-un magazin, să zicem, da? Magazin. Ca să mai cumpăr ceva, dar din cauza ce e că nu-i curent electric, de acolo nu am putut lua nica, dar nu-i nica, îi merge și mâine dacă ceva. Ce e legat de rafturile celea, cred că să le termin în atelier tot de șlefuit, tot cum trebuie, și mai precis că să le vopsesc în casuț. Azi miroase salac, n-am ce faci, o mi-ai lăsat geamurile deschise, de ce e că dacă nu găsesc aici masă, în atelier trebuie să încep să fac altceva, așa muș la șlefuitul scândurilor sau la altceva, pe rafturi celea spune un colb, Doamne firești. Așa că n-am ce face, le termin acolo de șlefuit tot cum trebuie. Le-am luat, le-am dus în casuț, le vopsesc, cred că focul nu mai dau în casuț, de ce e ca să mă stărui să fac tot asta repede. Și de-a mă-mi vedeți să prâni, cred că să vedeți în vlogul ăsta până la urmă. Așa că pregătiți like-uri, comentarii și eu din partea mea vă doresc mult sănătate și o zi cât mai frumoasă. Ningi, ningi, afară liniștit, ia uitați-vă, băi. Moș Crăciun nu mai apare, cred că s-o chelit. Ei, ningi, ningi, afară liniștit. Mă duc să ne închid găinele, că cocoșul s-o chelit. Vai, leu, băi, fraților, amuș, vă zic ce am făcut eu până amu. Ați văzut că veneam de acasă, încă era ziua. Dar amu, după cum vedeți, de-amu, e noapte. Uite, găinile greu mai are, apă are, înseamnă că tot e bun, înseamnă că o mâncat, s-o umplut, o rămas. Ouăle, unde-s? Să vă lăs o leacă becu? Hai vă lăs o leacă becu, mă, cât este. Mai am ușor vine și lui stânge, mă duc să dau la capriță, aduc la iepurașul țiernă, ho-ho. Și după aceea mă duc în atelier. După aceea mă duc în atelier, dar nu știu cum a să mai duc eu rafturile cele afară, că tăt ninge în casuță, nu știu cum să le bag, poate, dacă le vopsesc nesară, până mâine oare nu s-au uscat o leacă? Mâine ce am de făcut, oare nici nu știu. Am de gelui ceva pe acolo, pe atelier? Nu știu cum să fac să fie mai bun. Așa, îmi trebuie roabă, dar îmi trebuie roabă și curat. Ia să vedem caprițele ce fac aici. Bună seara, noapte bună, ce faceți? Tăti bun la voi? Iau, te Daisy, dar ce faci acolo? Daisy, am vorbit cu tine să nu dormi în iaslă. Ia uite ce este. Hai, scutru-te, hai. Ia uite și acelalt. Tăți vă-i caută unde se fug la cald. Te-ți caută unde se fug la cald, de ce e că-i frig afară, peste locul. Poftim. Mâncați sănătos. Noapte bună, nu vă zic, de ce e că amuși trebuie să vin să închid becul la găini. Așa mă duc să dau și la capri. Și am terminat cu treburile. De mâncat are. De așternut jos le-am așternut, tot e curat, tot e frumușel. Eu nu pot să mă duc la treaba mea, așa-i? Poftă bună!
Eu gata să aici la raftul meu, pentru casuță. Am venit să-l fac mai departe. De ce am venit așa târziu? Fraților, e oara 8. De-a mult și bobiță. Tăt ești tu, tătul te vrei să mă murdăreați. Ce faci? Tu uite la tine în cicali. Parcă ești un șoaric care e postat în ploaie. Și cine ai făcut? Apu, hai. Mai în scurt, trebuie să vin mai degrabă. Ați văzut, când am venit de la oraș, era încă ziua. Dar am venit acasă, nu era curent electric. Și am zis că dacă nu e curent, tot n-am ce face aici. Când trebuie flexul, trebuie să geluiesc frumușel aici, să fac mai departe ce am de făcut. Și zic, dacă nu e curent, care a fost atent în ultimele vloguri, eu tot am zis că am ceva cloci legat de YouTube, trebuie ceva numai decât să fac și nu știu mai departe ce ar fi, cum ar fi și așa mai departe. Neseară am văzut că nu e curent, zic că aici tot n-am ce face, am rămas în casă și am început să, nu știu cum să zic, am început să fac regulă cu YouTube-ul. Așa. Am început, cineva o scris acolo, am început să fac regulă cu YouTube-ul. Și nu știu, nu pot să vă zic, ca să filmez mai departe, că n-a să filmez, până și nu știu, Nica, acolo ne-a zis că timp de 7 zile a să-mi dea răspuns, ci legat de canalul de YouTube, canalele rămâne, nu ne le șterge nimeni, pur și simplu acolo o leacă cu altceva problemă. Și cred că pe viitor a să vă zic, chiar am stat foarte mult pe internet, am catat cum să fac, ce să fac, cum să scriu acolo, ce strimăți și cum strimăți și așa mai departe. Cum am venit asta încă azi am făcut, dar până amul tot am stat și am catat pe internet cum să fac și ce să fac și așa mai departe. Așa că ce vreau să vă zic cu asta, să nu-ți gândească nimeni, cu YouTube-ul e așa de ușor. M-am pus, am filmat, am pus, am făcut. Acolo când îți vine câte o nebunie, stai și îți pui mâinile în cap că nu știi ce să faci și cum să scrii și ce să scrii și unii să trimăți și cui să-i trimăți și așa mai departe. Așa că cu YouTube-ul tot nu e ușor. Spun că am stat acolo 3 ore. Asta în afară de ce e că ieri iar prin internet am stat și am căutat cum să scriu, ce să scriu, cum să fac și ce să fac. De ce e că la noi aici puțin sunt care cu internetul, cu YouTube-ul, chiar să vreau să întreb pe aici pe la noi, n-am pe cine întreba. Am mai întrebat eu din altă parte care tot mai am cunoscut și așa mai departe și cam ne-au mai zis de acolo o leacă, de acolo o leacă, plus aceia ce am mai catat pe internet, până la urmă s-au făcut treaba. Dacă acolo o prânit aceia ce am trimis eu și zici că timp de 7 zile să-mi dea răspuns, înseamnă că o mărs, tăi, e bun. De-amu nu știu, așteptăm răspunsul. Stai că eu de-amu spun că la mine capul nu mai gândește. Eu nu știu ce vlog s-a prânit, nu știu ce a să fie cu dulapul ăsta până la urmă, de ce e că eu ședem și scriem acolo, mă gândim de-amu că explodez acolo, că tot punem ceva, nu-i bun, iar trebuie să spun din nou și așa mai departe. De aici ajdem, uite, nici voce nu mai am. De aici ajdem că mă gândeam că trebuie de făcut treburile pe afară, Mihai tot nu e acasă. Trebuie de făcut treburile pe afară, de acolo nu putem lasa, că trebuie, am început, trebuie să scriu acolo până la urmă, să notez tot așa cum trebuie și la urmă strâmă. Dacă lasam, iar nu era bun, trebuie să o iau de la început. Mai în scurt, la mine azi a fost o zi foarte, foarte grea, dar eu cu tot gândul că s-a prânit acolo o treabă bună, cu tot gândul că mai departe a să rămân pe YouTube și a să filmez pentru voi vloguri și așa mai departe. Azi mai câte un proiect, ceva, mai ceva să vă învăț, mai câte o nebunie, ceva facem, nu știu, de-amu în vedea. Așa că aștept și eu 7 zile și a să vă dau răspuns și vouă. Nu știu, parcă v-am dorit de la început de vlog, eu nu mai țin minte nici ce am zis, ce am dorit, parcă v-am dorit și o zi frumoasă și așa mai departe, dacă nu v-am dorit, vă doresc o zi frumoasă, mult sănătate, aveți grijă de voi, pregătiți-vă sănile, că ați văzut și afară și eu nu trebuie să mă sui aici în pod, că acolo aveam o geacă mai veche, că geaca asta tot m-a saturat să vin aici să o colbăiesc și după aceea seara tot s-o spăl. Și mă duc să-mi iau geaca aceea, că asta s-o am așa mai, cum, mai de bună, să nu o bag tare prin colb. Și ne pun flexul și încep aici, când încep amușa, cum e, cu flexul, flexuie, da? Când încep amușa flexuie aici, să vedeți ce dulapaș facem noi acolo. Eu mă gândesc să prâni ceva fain și dulap și ala, dacă nu se prâne, nu dulap, asta e de ce e rafturi, nu-i dulap. Dacă nu se prânește fain, dar n-are cum să nu se prânească fain, de ce e că parcă o leacă el ceva așa, voi de capul lui, dar parcă arată fir. Așa că începem treaba. Mai. Jingles bells, jingles bells, mai. Oba. Cine mai țin minte geaca asta? Asta e de când eram tânăr.
prin primele vloguri îmblam cu geaca asta, ia ca tău. E ruptă, e muncită, e trudită, dar pentru treaba asta e bun. Îmi pare că totuși îl duc în casuță, de ce e că am stat și m-am gândit, nu știu neasară ce-a fi cu gerul, cu vremea, și dacă ați fi prierieci, mă tem să nu-l dau cu lac și după aceea să nu-ți prânească treabă bună, chiar dacă îngheață, și îmi pare că mai bine îl duc în casuță, acolo casuța e izolată, îl dau cu lac și las, rămâi acolo și mâine aici, dacă am treabă, știu precis că pot lucra, am de aici și asta am lăsat-o. Of! Am uitat dânsa, am lăsat-o mai de la urmă când trebuie rândeaua și... Eu știu, parcă nu e așa de greu. Până la casuță îl duc eu. Aici trebuie. Punem aici. Așa, da, așa. Asta trebuie. Tot aici. Și mai mult parcă nu trebuie nica. Așa. Și aici trebuie. Ducem la casuță, după aceea venim după dulap. Te-am iubit o viață. Mă duc să aduc așa dulapul și... Nu, rafturile, rafturile. Nu dulapul. Te-am iubit o viață întreagă, pădure, pădure dracă. Hai mândru și te-am iubit până nu mă îmbătrâni. La 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 stai, n-am nici cu dulap, eu ne-am uitat biecul ăi pijamă. Ma, uite biecul întrebă. Că n-am biec, că vin fără biec, nu-și mai mă duc jos, ați văzut, afară un ninț. E zapadă. E pădure, ai lele. Mai nevastă, ne-a mai nevastă. Of, ai lele. Ăla la mâine, la mâine, la mâine. Stai, oameni. Stai, fierbite-te. El nu-i până într-atâta de greu, cum m-am gândit eu. Mamă, și vor ghiște. Cine-o făcut frumușăța asta? I-am dat-i mai încolo.
Te lulea că așa trebuie să mai stai, era mai bun. Sau să-l dau în coace. Trebuie să mă uit am o ghini cum să-l pun, că după aceea... Așa de nu știu prea tare înclinat în coace. Ei, dar nu arată tare urât. Nici nu tare frumos, dar nici nu tare urât. Desne eu papucii ăștia închișoare. Cum să fac să fie mai bun? Hă? Uite așa ceva el trebuie să fie. Aha. Dar problema e în... Problema e între aceea când se pare că îmi trebuie bor mașina, dacă așa. Da? Dau drumul la șurub, o dea când drept scândura aceea, pac, pac, o fac așa, pac, și ăla stăie drept. Și dacă ăla stăie drept, aici tot ceva interesant, l-aș da, aș până în perieti, și uite, aici vine, încă dacă îl dau până în perieti, dacă acolo trebuie să tai din plinte, cumva. Sau tai din scândura asta, și dacă îl dau până în perieti, uite, aici vine scândura, care a fost prinsă la îmbrâu. Și pe aici pot să-i dau pe un șurub și încă-l prind de perete, încă fix așa steii să nu se niște deloc. Ne? Și de sobă cam e departe. Nici mi se pare că n-a să întâmple nică. Voi ce ziceți? Cum ziceți și voi? Să fac ca să fie mai bun. Uite, așa îmi trebuie să stii. Așa, dacă șade, e ideal. Da. Mă duc să aduc bor mașina. Și facem jos repigior acolo cum trebuie. Și ne punem și-l vopsim. Și cam așa să arăte. Lapul tăti bun, dar noi trebuie să mergem afară. Trebuie să mergem afară, că avem acolo niște treabă. Cam cât aici trebuie, așa undeva, pac. Nu știu asta, slichiești oare de perete? Îmi pare că nu slichiești. Nu știu cum să fac să fie mai bune, dar ce să-l bag în perete, dar pentru să găuresc peretele. Dar așa să-l pun. Așa tot nu vine cum trebuie. Nu știu cum, parcă nu tare vreau să găuresc peretele. Uite aici, să faci un paing, nu-i? Du-te de aici, ești nebun. Încă și pe voi să vă șterbem. Mă, dar cum să fac? Dar nu știu cum să-l pun să fie mai bun și gata. Mă nervez tot. Dacă-l pun așa, îl îndrept, îl pun așa și asta e așa. Aici să fie loc liber. Nu? Ca să vadă grinda aceea, da. Și a să-l prind de podeaua. Da, ca să nu găuresc la îmbrâu și așa mai departe, îi îndrept așa jos, degeaba și am adus drujba și flexul, trebuie să-i duc înapoi. Așa? De acolo ce se vede? Nu-mi spai că se vede o leacă bună. Uite, nici baterii la telefon nu mai am în procente. Dar cum fac vlogul mai departe? Se termină și bateria, atât se termină. Unde-i bor mașina? Mai scurt, neseară am făcut un vlog, dar v-am zis, la mine capul e așa, el nu gândește nici amu. Eu așa și m-am gândit, de amu, dacă am început cu ce, zic, măcar să vin, să ne vopsesc rafturile, cu lac, și tot e treabă bună, așa. Dă-i din vlog. Spunește că asta de aici, trebuie să o dau mai așa. Și asta de aici, am înțeles. Am înțeles, numai că nu știu dacă a să fie treabă bună.
Du-te, băi, zic că... Asta și tu ai baterie. Undeva așa, da? Cred că da. Este? Este. Este? Este. Dar să vedem am ușa de drept. O. Ia uite, cam ușa de mai drept. Ei mai drept, el aproape așa de tot drept. Gata, scoate de lăsat așa. Eu nici nu știu acolo mai filmează, nu? Poate s-o închis telefonul și eu vorbesc singur cu mine. Mai are baterii, l-am pus la asta să se încarce, da? Păi, mai filmează o leac. Hai că-l mai închid, las să încarce. Da, da, dar voi ce ați crezut? Eu am început de-a mult să-l dau cu lac. Numai problema dintre ce e că acolo nu-l pot da din spate și a să facem o leac așa. Îl întoarcem și a să-l dau aici cu lac și când s-a uscat, îl pun la loc. Uite, aici avem un lac mai închis. Și lemnul ăsta, de fapt lemnul și-a atât de lemn aici. Am în vedere butușia, a să-i dau cu un lac mai deschis. Și parcă arată plus minus cum trebuie. Nu e principal să am unde pune aici o farfuriuță, ceva, un paharel, o caniță, ceva, niște condimente, niște linguri. Asta tot face mult. Fac ca să fie și aici, că când fac ceva, să nu fug tot acasă, înapoi, acasă, înapoi. Și de-a mult următorul proiect și trebuie făcut aici, să fie numai decât masuța. Dacă masuța și să fac, nu știu, să o cumpăr. Sau să mai caut ceva în sare idei, dar eu m-am saturat de telefonul cealaltă. Mai răspund la mesaj, mai care m-a scris masterului să răspund. Mai în afară de asta, mai caut idei pe acolo. Și mai când văd și clazinga cu nebunie ce am stat acolo 3 ore până am scris tot și am trimis tot cum trebuie. Și cinstit vă zic, m-am saturat de telefon. Și în afară de asta, până mai montez vlogurile, până le încărc în YouTube, mai în scurt, tătă ziua îs cu telefonul în mână. Așa, haideam-o aici, dădeam frumușel, pistitat. Aici stai, știți ce culoare? Culoare... Da. Unde? Aici stai culoarea nucului. Eu mă gândeam să dau... Aia este scândurile cu culoare mai deschisă și cracii ăștia la rotund să-i dau mai închis. Dar după aceea nu știu ce m-am răzgândit. Și am dat scândura mai închis. Deci e că zic să fie cât de cât mai închis acolo să, ca peretele. Să nu bată tare la ochi, că sprâneaște acolo mult culori și parcă fac pentru un circ. Pac. Cel mai greu știți unde e dat, uite pe ieșata. Curge tot pe piensul ăsta, pe mână, pe ața, așa mă nervez. Dar ce să facem? Dacă trebuie... Putem să o lăs și așa, dar uite așa arată fain, e tare, îmi place culoarea. Am nu-și vă arăt și vouă de aproape, dar...
Uite, culoarea așa cum nu a fost pârlit, lemnul curat, șlefuit ghinii și dat cu lac de ista. Știți că arată tare fain. Nu știu camera dacă asta arăte ce aici trebuie, dar... Și nu știu dacă n-am scâmbiască el vopsit și a doua oară. Dar dacă ceva până și ajunge odată. Eu tot le vopsesc așa și ajunge al nou și aici am ca să miroasă a lac în cazul țas. Și îmi pare că ajunge odată. Dar știți că arată fain. Tare fain. Am nu știu când îl termin. Eu telefonul și cu camera, să mă stă lumea de aproape să arăt. Popa, nu tare cura Ioane, Ioane, ce faci? Și Ioane te-a podeau, bă, Ioane, e măcar că am cu ce ștergi. Ei... Hai, de nu? Hai, podeaua tot e culoarea asta, da? Biam, 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 biam. Biam, 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 biam. Biam, 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 biam. Biam, 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 biam. Așa de tare îmi place treaba asta. Mă bucur măcar când mai am asta partea de... Cum ar veni partea de sus așa să dau. De-a nu dau așa e jos și gata. Și-o rămas craci ăștia. Și mă duc acasă. Mă duc acasă, mă culc să o odihnească o leacă mintea. Și mâine mă trezesc cu mintea proaspătă. Și mai departe la treabă. De-am văd de ce mă apuc și mai fac. Dar oricum mâine sâmbătă, chiar dacă noi filmăm cum bat scânduri. Și așa și așa este treabă multă. Că sâmbăta de obicei e cea mai multă treabă. E uite așa. Și aici mai o leacă. Pac. Nu chicura. Gata. Și-o rămas acei de jos. Asta de mu. După idei trebuie să meargă repede. Era bun pe ceva să o pun, să-l pun de fapt. Și mai înalt ca să pot da până jos acolo frumos. Dar și să-l pun că n-am nici aici.
Nu pot aprinde becul la telefon ca să arate mai fain. Deci e că dacă aș aprinde becul la telefon, da, ar arata mai fain. Să încerc să scot astea, că este tot așa, luminează și nu se înțelege nică. Oh, am parcă cumva să fixez, dar nu camera asta. Ce cu tine, fă? Nu se vede nică cum trebuie. Mai în scurt, culoarea e faină. Nu-i prea întunicat și nici nu-i prea deschis, nu știu cum să vă zic, e faină. Uite, acolo am găsit pe ce spun, avem niște, cum îi zici, colțuri de astea. L-am pus frumos pe colțuri și am rămas să dau cu lac de amul de ăsta deschis. Uite, cam așa să arăte, dar tot, și ei, camera, hai. Nu, trebuie becul. Trebuie becul la telefon, dar trebuie să mai încarce 2%. Îl pun acolo mai departe și poate vă arăt măcar la final rezultatul, cât de cât, așa, cu bec frumos. A? Ce ziceți? Ia uite. Îi vede capul lui. Telefonul ăsta a fost muncit și el azi mai ceva ca mine. Păi, vă știți că mie îmi place cum arată. Ce în stil vă zic? Arată tare, tare fain. Uite, așa, o idee simplă. Aici, dacă vreți așa să faceți niște rafturi, într-o zi le-ați făcut. Eu, na, la mine mai greu, că eu fac una, alta, mai pe acolo, mai pe acolo, mai pe canalul instalant altceva, pe cealaltă altceva, dar așa dacă se va puneți într-o zi dimineață până în seară, voi le-ați terminat de făcut și încă le dați cu lac, dar încă dacă vă stăluiți, încă până de seară, încă lacul și-a să fie uscat. Dacă vă stăluiți, ghini. Nu, de fapt, asta de mult unde până de seară să fie uscat, aici și două zile s-au uscat. Asta așa, de o vorbă zic, da. Dar nu e greu de făcut. Chiar uite, ăsta e de ratat, nu arată urât, dar de simplu e foarte simplu. Și materiale, nu trebuie aproape deloc multe. Ce materiale eu mărți aici? Găsiți și voi o bucată de copac, de care găsiți? Din nuc, de la mine îi salcăm. La mine îi salcăm de la bunel. Dar voi de care găsiți? N-aveți nuc, rachetă, puneți tot așa arată frumos. Nu, de fapt, racheta nu cred. Că el trebuie să aibă și el o leacă de cioturi, ceva așa să fie mai interesant. Rachita, mă, aici merge ceva așa, un nuc, un salcâm, dar salcâm de ăsta vechi, așa la, dacă salcâmul nu-i vechi, îmi spare tot n-a să arăte așa, ăsta e vechi, crapatul, te are crapaturile astea și face mult. Fac, așa, mai am una de un saclo și una jos. Măi, îmi pare că să vă mai dau o dată. Chiar văd că pincetul, văd tot lacul suge într-o. Și-o dau chiar neseară, mai o dată așa frumușeal cu lac, și așa rămâne. Nu știu dacă se usucă, se usucă tot odată. Să mai vin după aceea iar, acești câteva zile, să-l mai dau, cam mult parcă văd că se usucă și ceva nu-i place. Și mai vin mai trântez cam un sloi așa de lac și cu asta rămâne. Cam așa s-a prânit, mai în scurt am mult acuieți cunoaște, uite, am prins becul la telefon o leacă.
Ia uite, cam așa arată. Aici cam așa arată. Știți că e fain. E fain, se vede foarte frumos. Mai ales, uite, ăsta de jos, așa, nu știu cum, e de vechi. Lemnul ăsta, parcă e vai de capul lui, dar parcă... Nu știu cum se filmez să vadă mai interesant. Acolo o leacă nu a fost aiet cum trebuie, dar... Cum nu a fost aiet? Așa era el, dar... Eu l-am tăiat cu gândul să ne ajungă, după aceea ne-a ajuns. Dacă știam, tăiam de mai jos, dar de-amu... Nu-i nică. Acolo tot e parte de jos, nu se vede. Iute. Scrieți voi dacă să arăte fain acolo. Dar de ce să nu arăte fain? Cât face că aici se încapă mult. Uite, ce e legat de farfurii, linguri și așa mai departe, a se încapă. Pentru cât întrebă la casuță, mie ne pare că aici tot nu întrebă tare mult. Oalice, unii de astea nu mai aduc. Așa să am aici cât de cât ce trebuie. Dacă ceva după un ceaun, mă duc și acasă, da. Condimentele și tot restul. Frumos, nu? Așa că pe azi vă mulțumesc foarte mult la toți care ați fost alături de mine. Eu de-a mult lăs dulapul ăsta să usuci și mă duc și eu acasă să mă odihnesc și ne întâlnim mâine la următorul filmuleț. Din partea mea vă doresc multă sănătate, fericire, putere și ce pot mai vă doresc? Nu știu, ce vă doriți voi, ce vă doresc și eu. Așa că ne întâlnim la următorul filmuleț. Pe azi vă zic la revedere!